Sau și eu am găsit un nou episod din GTA Online, aici cu Pisica și cu Mihai. Bună! Salut! Și astăzi avem încă un challenge nebunesc, și anume să urcăm tancul pe una din cele mai înalte clădiri. De acolo cineva va controla tancul și va juca baseball cu noi. Și să vedem dacă reușește să ne arunce foarte tare de acolo de sus. Mai întâi o să trebuiască să ne luăm o mașină și să mergem la Meriwether. Ai mașina aici, Max. De ce ți iei o mașină atât de nasoală? A, am mașina acolo? Da, ai T20. Am zis că dacă tot e mașina acolo, de ce nu, da? Uite, fii atent, ca să împărțim lucrurile, mă duc eu să caut elicopterul și voi vă sunați un tank. Hai, Mihai, caută-ți tancul. Acum. Eu mă duc să caut elicopterul, că elicopterul ăla e o șansă să sponeze sau nu. Și să-mi pui pe hartă, că eu nu știu drept să dau cutureta, știi? Bă, bagă pe hartă. A, așa. Stai așa. Și nu uitați, dacă vă place, nu uitați să apăsați butonul de like și vom continua în fiecare seară cu câte un episod. Aș vrea să mai găsim și chestii, deci o să mai facem episoade și cu descoperire în curând. Mai față, pe stânga. A dispărut, super. Da, așa se întâmplă. Am impresia când ești prea aproape de el, nu sunt sigur. Dar e stupid! Nu neapărat. Am pățit să dau comandă și să mi-l spuneze exact lângă mine și am pățit să dau comandă să fiu la 2 km distanță și să-mi dispară exact când ajung. Da. Deci nu cred că are vreo legătură, cred că e doar un bug ceva. Da. Așa, mă duc repede. Sper să spuneze un elicopter banană la Meriwether, de obicei se spunea să... Dar nu le iei, că până la urmă sunt două, dacă fie două buzzarduri. Le iau de acolo și încerc să fac să spuneze un... Da. Un banan. Banan. Un banan. Să-mi dai invite în organizație pisică. Aoleu, nu! Stai că-ți dau invite. M-am dus urât cu mașină. Mă? Și pisică. Și ea? Da, mi-a căzut capotă la mașină. Hai. Hai că mă duc repede să-l iau. If you joined pisici. Pisici. Dacă tot mi-a rămas ăsta... Următorul clan al meu se numească Spanac. Spanac. Eu abia aștept să-ți iei mașina aia cu 6 roți. Spanac hashtag Mr. Popeye. Să vezi ce șmecheră să mergem cu ea. Sună bine, să știe. Eu vreau să o încercăm pe Ciliad. Pe Ciliad, da. Ce ai, mă? Tu ești niște după Ciliad. Poți să o ia bananul? Poți să o ia? Da, mi se pare că da. Pe bune, nu mă pricep să conduc mașina altora. Rezist, coafora rezistă. Coafora rezistă, dar eu m-am dus în altă parte. Fuck. Dacă întorc, suntem aici în zonă, nu-i problemă. Imediat ajungem. Fail. Trec pe aici, trec, hai. Și prin gardul ăsta trec. Trec prin toate. Asta e o ținută de-a mea, așa mai cool, mai așa, mai se ferească lumea de mine. Am văzut că ți-ai luat ținută de-aia de gangster. Da. Ești fată rea. Da. Bad girl. Așa, ia să vedem. Ajungem acum repede la elicopterul banan. Elicopterul banan. Place cum se ridică spoilerul pe spatele ăsta. Da, e mișto de tot faza. Adio. Au știut așa că trebuia să facă și la la naiba. Trebuia să facă și la Bugatti Veyron aceeași chestie. Păi, tocmai că la Bugatti am impresia că se ridică așa în viața reală, nu? În viața reală, dar în jocul ăsta nu. What the fuck? Trage mine. Nu, nu. Cine trage în tine? Ah, Meriwether. Okay. Am reușit să-l iau. Hai că am reușit să-l iau. Oh, e bine. Toată lumea trage mine. Fuck. Bă, dar dintr-o dată așa. De ce? Că le-am furat elicopterul sau de ce? Cam așa ceva. Faza nașpa e că au tras în mine și au luat puțin fum, dar sper să nu fie o problemă. Are nimica. Da, dar trebuie să ridicăm tancul. Asta da, îl ridicăm pe cum o pană. Hai că sunt unde trebuie cu tancul eu. Și lângă clătire? Da, dar trebuie să vii aici în mijloc să mă iei. Da, dar trebuie să mă luați și pe mine undeva. De elicopter, de preferință. Da. O să ai tank și eu te iau, o să cobor puțin inițial, te iau un elicopter și... Imediat ajung și eu la clădire, sunt lângă. Și după ce terminăm cu chestia asta și ne dai baseball și ne arunci de pe clădire, tu te arunci cu tankul, dar după ce aterizăm noi jos. Da, da, da. Ca să te vedem cum cazi. Sunt curios, explodează tankul de acolo de sus? Nu? Nu, rezistă. Coafora rezistă. Fura rezistă. Uite-l pe Max. Te-i merezi?
Ok, pisica trebuie să vin cu atât repede, da, ca să te iau. Sunt aici, lângă... Bă, Mihai deasupra? Da, da. Pe pod, și cum ajung pe deasupra? Hai că vin eu să te iau. Stai. Ah, da, mai degrab așa. Bă, văd. Urcă. Acum, vin repede. Get to the chapa. Așa. Place că s-a apăsat butonul și s-a teleportat în altă. Da, m-am teleportat. Am mai pățit și eu chestia asta. Eu de multe ori apăs de două ori. Mi-arată că e în spate undeva. Da, e în spate, s-a pus în spate. În spate, da. O să mă pun și eu lângă Max acolo. Gata. Hai. Bă, dar greu mai ești. Ne poți. Hai, ne poți. Ne poți, te îngrășa. Bun, asta e clădirea din fața noastră, da? Da. Da. Cred. Cred. Că asta aia mai ciudățică, forma rotundă așa. Aia e, măi. Stai bine acolo? Da. Îmi place priveliștea. Să nu tragi. Încă mă gândesc. E parcă ne zburăm de aici. Holy shit. Cred că stai, cred că e fain așa să plutești. Da. Dacă te scap. Drop the base. All over the place. Să-ți dai seama să stai tu ca om pe stradă, mergi pe stradă normal, da? Bă, frate, și deodată vezi un tank care cade de pe clădire. Asta nu cred că s-ar întâmpla în viața reală vreo viața tank, reală, nu. Dar, și n-ai supraviețui. Da. Ai cărat din tank, ar fi o... Chiar sunt curios, uite, spuneți-vă și voi părerile în comentarii. Dacă în viața reală ar pica un tank de ăsta de pe o clădire așa de mare, ce s-ar întâmpla cu tankul? Ar rezista la cât de blindat e sau s-ar face praf? Nu știu. Mm. Să ne spuneți și voi părerile în comentarii. Depinde. Oulă, oulă. Mamă. Ce faci? Mă dai cu leagănul? Fac. Încerc să te leagăn, să te stabilizezi. Gata, bine. Cred. Sper să nu te scap. Ok. Mai în față, frână. Fac. Față. Mai sus. Și... Ai grijă. Și acum ce facem? Acum eu o să parchez ăsta aici că poate... Nu, de fapt știi ce facem cu el? Mm. Îl parchez jos, dar se despawnează. Păi și cum? Noi cum și noi cum nu mai urcăm? N-avem cum să-l salvăm, nu cred. Nu, no, nu pot să-l salvez nici pe... Trebuie să-l parchez aici. Parcați-vă aici. Ron, nu-i momentul. Ok. Caută Ron. Și pe mine mă... Acum trebuie să vezi, să ai grijă cu tureta, să nu dai pe dat. 3, 2, 1... Stai. Da, aoleu, stai, să nu dai cu tureta tare. Ok. Căzut. Ok, acum, hai să vedem unde să stăm. Nu partea dreapta, că e un lift, văd acolo. Păi, unde să ne punem? Pe aici ar trebui să ne arunci, unde sunt eu, știi? Să vii aproape de mine și să-mi dai una. Ia. Păi, vă arunc în dreapta, în spate. Deci... Uite, mă sună Brucey. Brucey, tu știi ce fac eu acum? Sunteți pregătiți? Da, hai. Aula. 3, 2... Pe pisica a dat peste. Nu, n-am picat de pe clădire. N-a căzut, hai că vine. Stai să vină înapoi. Mă gândesc unde să stăm. Trebuie să-l vezi mai cu vârful. Poate nu are suficientă putere. Ba da. Trebuie sau să sar în momentul care dai? N-ai cum să sar pe loc, că asta ar trebui. Ia încearcă să-mi dai una. Ia, dă-i lui Max una, ia. Și după aia îmi dai și mie una. S-a dus Max? Bă, dar parașuta, sunt bine. Următorul? Eu vreau să mă șutez. S-a dus. S-a dus pisica? Da, a dus pisica. Și da, ce caia se vede, zică pleșcă. Pisica e un buzzer ca să ajungem înapoi? Da. Ce mai vreți? Da, dar vreau să mă dai tare. Bă, să știi că la mine s-a dus ok, adică s-a văzut că... Te-am lovit suficient de tare încât ai sărit. Da, dar vreau să mă arunci, să plonjez așa, să... nu știu. Hai că trebuie să cobor cu parașuta, dar nu pe... Stai să comande pisica buzzard-ul, să ne urcăm la loc. Imediat. Și eventual ne urcăm pe buzzard. Am murit, și tu dai... Știi ce ar fi comic? Să-ți dea... Să lângă tine, Max, pe loc. Ok. Ia cu buzzard-ul. Imediat. Și o să parcăm buzzard-ul în așa fel încât să ne urcăm pe el. Tu ne dai de sus și noi sus o să ne lovești. Da, băieți. E unde e? Aulă, unde l-a pus? În mijloc, cu străzii. Pisici. Stai, că vin și eu. Să mă lași pe mine să-l pilotez, ca să-l pun perfect acolo unde trebuie. Dar te las cu tine, bineînțeles.
they see me rolling. Încerc. Hai că venim acum. Mai încercăm o dată și vreau să văd dacă merge teoria mea să ne urcăm pe buzzer și ne dai cu tureta în sus. Adică tu, în genul, noi stăm pe turet, noi stăm pe elice. Așa. Și tu dai cu tureta ridicată și ne arunci. Să un fel de trambulină vrei tu? Da, 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 cu tureta jos și brusc ai... o ridic sus? Nu, nu, nu. Sau ce? Tu ții doar tureta în sus și ne dai, pentru că jos nu ne prea poți atinge capul. N-ajunge la noi tureta ta. Ajunge puțin, vă lovește pe ceafă, gen. Da, da, ce dar sus ne vei lovi întregul corp, știi? Ce puțin la asta mă gândesc. Hello. Da. Hop. Da, secundă. Poți să trag în voi că sunteți vip și nu muriți. Nu. Nu te explodează și exact ce vreau eu nu mai putem să facem dacă le explodezi. Așteptăm tureta asta, Elicia să se oprească. Da, așteptăm. Și ne urcăm pe el dacă merge. Așa. Faza e că nu știu dacă el o să-mi nimerească aici. Uite, fuck. Stai. Trebuie să te pui pe un blade ăla de elice. Da, uite aici. Oh my god, încă... Stai, hai să încercăm fiecare. De fapt nu putem, trebuie să... Ei, ajunge suficient sus, pe aici? Asta e zona? Da, 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 dar trebuie... Pisica tot înaintează suficient de mult în față. Unde te duci? Te duci aiure. Păi zici în față! Se vede aiure. Dar mi se vede că stă în aer, că sunt palele puținate. La Max se vede că sunt palele bine puse. Uite, și după aia se dă jos. Dar la mine nu e acolo aia, la mine e aici, parte, da. Nu știu dacă merge asta ce vreau eu. Fuck! Ce? Mi-a dat să stai pe parbriz. Stai. Încerc să mă poziționez perfect încât să merg pe ea. Fuck! Pisica... Da, la pisica arăta că era pe parbriz. Da, și mie. Mi-arăta că sunteți pe parbriz. Nu, cred că trebuie să ne dai, cred că nu merge așa. Cred că trebuie să ne arunci. Eu mă gândeam să vă puneți pe vârful turetei să fac așa, asta brusc. Ah, da, chiar. Știi, dar stai înțeles, mă. Pardon. Stai. Să mă pun în poziție, gen... Nu. Gen... Mersi. Așa ceva. M-ai aruncat. Eu? Da, tu, cine altcineva? Mie mi-arată că e static pe elicopter, nu te-ai mai mișcat de ceva timp. Eu văd că pe pisica că se mișcă. Mai aruncat de pe clădire. Stai că te iau eu cu bază. Ciudat. De ce te strigi la mine pe video? Eu te văd static pe elicopterul pisica. Și acum arată că îl filiezi. Nu! Maxi, jos. Ciudat. Eram pe tancul tău și când ai înaintat și ai pus frână brusc, m-ai aruncat de pe clădire. Acum... Doamne, ce bug. Acum te văd că ești lipit de elicopterul pisica. Și s-a schis brusc parașuta și a murit și acum mai pare că ești pauză. Și încă ești pe elicopterul ei. Pauză. Și când o să vin sus, ce o să se întâmple? Nu știu, că eu nu te văd, gen, te văd... Hai, pisica, aterizează și tu. Nu știu să aterizez, asta e problema. Oh my god, de ce mai fi cu buzzer tu dacă... Gata, hai. Ok, hai că vin și eu. Da, și te las pe tine să pilotezi. Bun. Așa. Stâlp. Poate să rezolvă bug. Te-ai mă vezi bine? Da. Pe tine te văd bine. Nu știu de ce s-a băgat. Eu nu-l vedeam, dar stai să văd acum dacă... Acum o văd decât pe pisica, nu te văd pe tine. Unde îl vezi pe pisica? Acolo jos, da, gata, te vezi pe tine acum. Gata, acum apărțeam unde e elicopter. Ciudat faza, e prima oară când văd chestia asta. Deci, practic, tu arătai cum erai static, pe lipit. În cauza că stăteam pe elice, probabil s-a băguit pentru că elicea la fiecare e client side. Da, fiecare are elice în alt loc. Da. Cum e faza aia cu chitară? Eu văd unul cu chitară, pisica la fel, tu vedeai unul cu trampălă de cântara taraban. Da, tobă. Da. Vă aud. Hai că venim acum, dar o să trebuiască să ne arunci. Se vede frumos de aici. Hop. Uite, acum te văd bine. Gat. Deci încearcă să mai faci mișcări bruște deloc. Deci stau așa fix și fac decât sus, așa brusc. Să nu mai faci acum. Acum mai trebuie să mișc acum. Acum e cam periculos, că dacă pici... Da. Hai, ce-ți vă părând, de fapt. Da. Stai. Hop. Maxim. Gata? Da. Da. Țări! uite! S-a dus în sus și a căzut în dreapta. Ana! Te-ai lovit de cădire? Hai! Bă, mi-a dat o altă parașută, am o parașută neagră de data asta. Să nu mai miști, da? Gata. Să vezi cât de haios l-a aruncat pe Max. Am văzut. Și la mine s-a văzut simpatic. Ține, pune arma în mână, ține click dreapta apăsat și mergi ușor cu arma în mână, dacă ți-e frică. Așa, și uită-te la turet. Maxim. Gata? Pregătită? Da. Sări! Lol. Ai sărit? Okay. Ai sărit drept?
Am zărit drept. Aruncat-o drept? Aruncat-o drept și a căzut tot pe clădire. Adică, la tine a sărit bine. Nu știu, mai încercăm o dată. Mai încercați o dată. Poate n-am... Da, nu cred. Eu o șansă să sari perfect drept să cazi înapoi, dar eu cred că pe tine te-am aruncat și un pic strâmb. Și posibil pe mine m-a aruncat, dar nu știu, eu aș fi vrut să sar drept și să sar ca și cum nici... Să plonjezi? Nu să plonjezi, să fie drept, adică să n-aibă nicio emoție, să n-aibă nicio... Să nu se miște, să fie nemișcat și să zboare. Du-te, du-te, du-te. Nu știu cum a fost la pisica, trebuie să ne uităm la ea pe video să vedem, dar... Acum. Mai în față. Încerc ușor. Hai, acum, am căzut. Ai, fuck. Ai căzut? Nu? De pe clădire? Nu, nu, nu. Reușește cumva să cadă pe clădire. Adică măcar nu cade aiurea, știi? Asta e mișto. Hai, eu vin cu un alt elicopter, nu-i problemă. Ei, nu. Uită tureta. Fă aia cu armă, că ți-e mai ușor. Să zoom și uite, merge așa de revezi, ajungi imediat. Vreau să-mi cumpăr elicopterul ăla de armată. Gata, ești în vârf? Mai merge un pic. Dar cum nu reușești la ea și la mine și putut? 1, 2, 3 și... Uite, acum se bun, bine. Bun, bun, bun! Tare. A arăcat-o bine acum. Cade? Da. Poate te feliezi. A sărit. A, uite, vezi să-mi te duci în elicele. Hai că te iau de jos. Mă iei de jos? Da. Că poți să trezești pe Te-l văd pe Max. Să văd unde se duce, că nu știu. S-a dus în dreapta. Știi ce? Hai să nu ne mai aruncăm așa. Așteptăm aici jos și l-așteptăm pe Mihai să se arunce, vrei? Da. Stai că să ajungi. Da, să vedem în ce parte. What the fuck, a picat. Spre clădirea în construcție o să cad. Caz pe ea? Spre ea. Spre ea. Uite, okay. Poți să trag în ea, cred, și dacă te uiți. Ia, trage în ea. Partea aia. Da. Deci okay. Stai, mai trebuie bine. Toată să văd și eu. O să cad în direcția asta. Stai că o iau eu pe pisica. Stai așa, nu să nu te arunci încă. Ce faci? Hai să mă să o iau, că nu știu unde a aterizat. Aoleu, ești pe clădire? Da, pe m-am picat direct în parcare. Ia uite. Okay, a, parcarea e din dreapta jos? Pe da. Bune? Ce s-a întâmplat? Nu știu ce. Te-am feriat. Și n-am murit. Nu. No. Pentru că suntem VIP și de-aia, bine. Da. Ai fost moartă la faza asta. Da, știi care era treaba? E să trag în noi și... Da, mă, stai puțin, asta... Am încercat că noi suntem... Hai să trag în noi! Ia chiar, hai să încercă să tragi în noi. Ne zbori, Lester, lasă-mă! Păi buiți în aia și cădeți până jos, nu cred că muriți. Unde stăți? Păi nu de murit, dar zic ne plonjezi mai tare decât să ne arunci. Păi nu, asta e chestia, să nu murim. S-ar odată cu voi. Păi, a, de fapt poți și asta, dar vreau să văd de jos cum se vede. Stai. Bă, nu așa, mă, ce faci? Hai. Dar ce vrei să faci? Asta era. Să și n-ați murit. Nu, no, hai, lasă că cădem jos. Dar zi ce vrei să faci. Ai oricum, exact să trebuie. Dar ce vrei să faci? Să merg acolo și cât stăm, așa tu tragi în noi. Stăm... A, să trag la picioare vrei tu, ca la plajă. A, am înțeles că vrei să tragi în elicopter să vezi dacă bubuie și rămâi în el. Nu, no, hai, lasă că nu mai avem acum cu ce să ajungi. Sune la Meriwether. Ba, poate să comandă pisica... Păi, 25... Ba, zădu că l-am distrus eu de aici. Comandă încă dacă vreți. Dar înțeleg ce-i tras în noi. Asta mă înțeles că vei să faci, de-aia și-i tras. Stai. Nu mai am bazar, că nu mai am bani. Trebuie să sun la Meriwether. Bine, hai atunci jos aici. Hai, lasă-l să cadă. Hai jos aici să vă uitați. Stai, că să arate ridicol. Uite-mi partea asta. Ca să poți să te uiți în sus, scoate sniper-ul. Și poți să te uiți și fără... Stai, bine. Clădirea în construcții, da? Da, adică aia. Stai așa. Asta e aia. Ha. Pregătiți? Da, stai. Poți să te arunci. Și... We jump! Ia uite-l! Oh my god! Oh no! Oh my god! Și ca pereți! Ah. Perfect! Nope, n-am buit. E bine, ia uite-l! N-are treabă! Yeah. I can do it! Ai căpăt? Ce faci, mă? Încerc să-l deblochez. Adică nu s-a blocat încă, dar... Înțelegi? Pleacă cu C4 de acolo. Da, uite, gen l-am și scos. Aaaa. Gata. Tancu. Oh, la foc! Ce eu? Mamă, dar bubuit... Da, bine, a luat damage mare și a bubuit de la primul C4. Bun, hai să băgăm și niște misiuni. Hai să vedem ce putem să facem astăzi. Ce miște efectul de apă aici?
Vin în centru aici. Ce fel de misiune zici tu să băgăm? Faci cu mic slasher la început și după aia ne băgăm pe refresh să vedem ce ne dă? Da. Ia bag un slasher, dar într-un loc în care n-am mai jucat de mult, nici ăla foarte întunecos. Pe yacht am mai jucat. Pe yacht, ia bagă pe... Dar yacht-ul e cam mare, nu știu. Da. Nu, încearcă altceva. Pe yacht, dacă sunt mulți player, e bine, dar dacă sunt puțin player... N-am mai făcut, știu care. Unde? 5 nu l-am mai făcut. Area Strawberry. Bagă acolo. Mă, dar asta... Bă, vezi că e una la, într-o clădire de aia veche, aia e foarte mare și nu o să ne găsim acolo. Zici aia clădine, ranch-ul ăla abandonat, zici tu? Da. Treiul? E o clădire mare, ca o vilă. Ei, și în clădirea aia nu o să ne găsim, îți spun sigur. Crezi tu? E mare, dar uite, poți să încerci, pune pe aia dacă n-am mai făcut. E slasher 5, n-am mai făcut-o de foarte mult, mereu am făcut 1, 2, 3, 4. Hai pe aia, dacă n-am făcut-o, hai, bag-o pe aia. Loading, confirm, auto-invite. Așa. Ce cu verde? Zici că e verde de la The Crew. The Crew, aolea. Ce l-ai instalat? A, vroiam să mi-l pun și eu, da. Bagă. Ah, vezi că ne-a dat invite. Pisica e deja. Acum am văzut. Da. Hai că nu să-i dai start cu noi. Uite, asta ziceam că e extrem de mare. Și nu cred că o să ne găsim pe ea, da? Hai să vedem. Nici mai mi-aduc aminte. Am jucat-o singură dată. Da, cred că am făcut-o doar o dată. Nici mai mi-aduc aminte de ce. Cred că o să aflăm de ce. Hai să vezi, eu știu că e foarte mare și ne-a luat foarte mult timp să ne găsim pe ea, dar... Nu mai mi-aduc aminte cum a fost. Ați ready? Sunt ready, nu mă interesează ce mască și ce costum. Și hai să vedem, hai parcă să... Parcă o lăcustă. Am capul verde, bluză verde. De afară zici că e o clădire abandonată, mare, nu știu ce, veche. Și înăuntru e spital. Foarte high-tech. Da, e spital. A, și uite, e suficientă lumină. Tu ești? Da. Nici nu trebuie lanternă. Da, nu trebuie lanternă pe ea, dar e extrem de mare, adică ai etaje multiple. Etaje multiple, ai 1000 de camere, văd. Zic că what the fuck? Ce? Oh my god, nimic. E tare să te arunci. Să nu mori. Asta mă gândeam și eu, zic că te arunci. Aoleu, crash. Uite-mă că mi-a stat inima în gât să-mi bag. What the fuck? Doamne frești. Mamă, câte etaje are. Știu. Știu. Pe bune? Ți-am zis că e mare. Deci acum am urcat etajul 1, 2, 3, am ajuns un, cred că la 4. Mult noroc că-ți urez. Unde naiba ești? Păi... La ce etaj? Măcar să-i mesc etajul. Cum ar fi să-ți zic? Hai putea. Și după aia schimb locația. Uite, mă așteptam să fie acolo. Geam! Oh my god! Chiar mă gândeam la zona, că m-am mai pus și eu dată acolo. Frate, și am zis că o fi geamuri blindate, nu știu ce. Și m-am gândit, când am tras, am zis, mamă, dacă e blindat. Știi, și mă gândeam că vii și noi cu lanterna în față. Și eu credeam că e blindat, zic, la Human Lab sunt blindate. Eu te văzusem pe partea cealaltă și de asta am plecat, că stăteam opusul la geam, deci nu mai fi văzut dacă nu mă mișcam. Da. Nu, veneam să verific acolo. Veneam să verific acolo pentru că știam zona. Nii. Dar cum știi, mă, dacă nici tu nu te-ai mai jucat? Așa Nu, acolo m-am ascuns ultima oară. Da, e duplător, adică... Ar fi tare să facem un challenge într-o zi. Slasher, doar first person, adică... Aoleu, am vrut să sar pe tine, să-ți dau cu aia. Mi-a dat seama, da. Picior. Vreau să sar și să-ți dau cu lanterna în cap. Dar nu! Craci. Nu. Liberește rața. Era liberește rața, ai trecea la picioare. Faza, la ultimul etaj chiar nu ai unde să te ascunzi. Adică... Sunt prea puțin locuri. Geamuri peste tot. Da. Refresh, era asta, Max făcea ce că stânga, dreapta. S-a scos, frate, acolo. Nici că era rața și mai rămânea să scos capul, să faci bă, ca de... și tu animația asta cu degetul în gaură? Sau îți place atât de mult? Da. E tu pare comică. Așa albe sau ce-i cu tine? Cum? Ai mâinile da, foarte albe. Da, așa am observat, dar parcă nu e așa caracterul meu. Nu e așa, pe asta zic. Dați-i, dă-i, ok, dă-i, continuă. Da, n-ai ce dă-i. Da, mă, tu n-a pe enter, dă-i enter. Am dat. Dar nu e like, vezi, apare thumbs up, la tine nu. Așa, și avem... Raid, ce e raid? Misiune. Trebuie să luăm pușetă. Vreți să facem raid-ul, să vedem cum e? Hai. Capture.
E chiar, a, e pe două teamuri. Pe fresh, dacă e, e pe echipe. Uitați-vă astea... prima oară la câți oameni vă trebuie. Crossing path? Cursul. Jetty jumping, ce e? Cu bărci. Jet. Surf spot with no surf... Maybe it's the Charlaps, let's say, in Palato Cove. E cursă cu bărci? Da, hai să vedem. Hai, n-am mai încercat. Nicio. Nu cred că am mai încercat. Ce am să zic, ca faza aia cu Deadpool, când se răstoarnă mașina și toată lumea stă cu arme de țintiți pe mașină și scoate capul Hello! Și tractați. Bun, hai să vedem cum o fi și cursa asta. N-am mai încercat până acum sau nu țin minte să mai fi încercat, văd că are un rating de 85%. E bun 85%, bă, sper să nu fie noapte, că văd că e noapte. Păi poți să schimbi. Pune zi, vreau să fie zi. Morning. Weather, să fie soare ceva. Să fie frumos afară. E ok, chica. Da, go? Da, dai, dom. Vreau să văd dacă mai intre cineva, dar nu cred. Jetty jumping, adică jumping se referă la sărituri. Bănuiesc că da, o să fie rampe. Rampe la bărci? Da. Hai, avem jet. Da, suntem cu jet skiuri. Speeder. Da, poți să ții și barcă. What the fuck, ce tare e aia, gruginită. Știu rău de tot. Tropic e mișto. Dinghy, jet max. Bă, dar hai să ne luăm toți aceeași chestie, că iarăși ne... Hai, iarăși... ne luăm tot jet ski-ul ăla, că... Jet ski-ul Sea Shark, nu? Da, e cel mai... Hai să schimb culoarea, rozalie. Dacă să fie sărituri, cu da, siguranță... Da, nu vrei cu o barcă mare. Da, da. Deși ar fi interesant cu... Interesant că ne-a dat să alegem barca pe apă și după aia ne-a dat pământ aici, în picioare pe toți. Când mai dai al doilea ridi, știi? Hai că eu sunt la pariuri aici, am pus 10.000, pe mine. N-am pus. Să vedem dacă știm. Așa evident, pe mine. Băi, e mișto asta, îmi place. Oare merge nosul la asta? Nu cred. Ar fi stupid. Bam. Speedofil. Ba, merge. Merge, lol. Ai văzut? Da. Mă simt ca și cum aș merge cu motocicleta într-un fel, dar e diferit că sunt valuri. Hop. A, acum înțeleg de ce e jetty jumping, pentru că sari pe valuri. Dar nu cred că e doar de valuri, ar trebui să ne bage și niște rampe. Nu cred. Ui. Ai spera. Cred că e din cauza că sunt valuri. Ui. Holy fuck. Bă, nu pot să fac draft. Păi, uite, ce ziceam. A, sunt rampe. Sunt rampe. Și chiar trebuie să sar pe ele, că pisica vă care a masacrat. Ai știut, da. Ai dat pe lângă rampă? Ești bine? Master. Poți să resetezi de pe ceva? Nu, rămâne așa că... Ai rămas pe mal? Nu. Ah, ok. N-am văzut, am văzut-o în ultimul moment. Dar și eu era să o ratez, că era mică. Și era verde și dacă erai cu o barcă de aia mare? Da, dacă era o barcă de aia mare, zic-mă ce șanse aveai să o ratezi? Da. Frate, nu înțeleg cum te-ai dus așa repede, că astea nu sunt tunate, adică n-ai cum să le tunezi. Da, nu, e stoc. N-am făcut nimic special. Probabil e după cum prinzi valul. Nu cred. Dacă prinzi un val mai mare și practic, oprește... merg cu controlul apăsat să rămână spatele jos ca să tragă apă, să am mai multă viteză, zic așa. E cum mai face Willy în permanență. A, și, da. Și, aulă, și... Trebuie să sărim peste ăla. Oh my god! Nu, no, nu! No, de pe ce resetez? F, R... Nu merge să resteze pe mine. R, ține apăsat R parcă. Sau... Frate, știi ce s-a întâmplat? Ai lovit chestia aia? Am rămas acolo, nu, n-am avut suficientă viteză deloc. Și a rămas acolo. Uite, nici acum nu merge. Pasă pe F. Frate, asta e stupid rău de tot. Cine apăsat F sau R, mai știu care. Deci aveam viteză maximă, nu puteam să-mi prind viteză mai mult. Bine. Dar deci și am trecut... Nu la limită, adică mai aveam. M-am lovit de ceva, știi, de... Cred, n-aveam cum să-mi prind viteza acolo, adică era viteza maximă cu care puteai să te duci. Și a doua oară la fel, aceeași prostie. Era să... m-am blocat și eu un pic unde era pisica. Tot așa, n-am avut viteză suficientă din cauza valului. Asta deci e o chestie de noroc, cred. Da. E o chestie de noroc cu valurile astea, aparent. Păi mai bine nu sari pe alea decât să sari. Da, cei de exemplu, poți la să le ocolești. Ești pe sub. Da, dar e fan pe sus. Da, depinde dacă nimerești, uite, la asta am nimerit-o, dar acolo, frate, m-am dus, am căzut fix pe ponton. Am văzut și eu. Eu am trecut la limită, era să lovesc cu barca, o bară, adică, de lemn. Aveam viteza la maxim, mai mult de atât ce pot să fac? Te rogi. Da, cam așa. Faci tu aia cu Dumnezeu înainte. A. Bă,
Mă interesează să mai încercăm și chestii de astea, încercăm chestii noi. La asta trebuie să fie mai mulți, ca să fie haos. Yeah. Îți dai seama ce-o fi? Dar ar fi tare să poți să scoți arme. Nu, nu arme, dar power-up. Da, am trecut pe sub la ăla. Ce mai scoți arme. Nu, cu power-ups era mișto să fie, mai știi? Power-ups, să zic, power-ups. Da, power-ups. Era comic. Să faci boost, să... Cred că aș fi super șmec. Știi ce... Știi ce... Nu. Oplesc, frate, direct. Știi ce lipsește în jocul ăsta? Grappling hook-ul din Just Cause. Ia uite-mă. Hai mă că mă lua. Auzi? Cum ar fi în jocul ăsta să ai grappling hook-ul din Just Cause? Ba, ar fi ceva. Îți dai seama să te arunci... Se poate băga cu mod. Da, am văzut și eu video. Și să prinzi de jet ski-ul ăla, să îi faci hijack. Care-i faza cu... Da... Să merg multiplayer modurile astea, frate, să poți să le joci. Dar poți să-ți faci server privat cu moduri. Se poate, face, există. Da... Riști să-ți iei bani pe GTA Online. Da, în momentul în care bagi moduri, pentru cei care nu știu, de obicei nici mai poți să intri în multiplayer deloc. Că zice că am detectat o modificare la jocul dumneavoastră și nu spornește, nu-ți intră, știi? Și nu ai să faci. Ar fi o variantă... Să facă un server privat care să suporte modding. Privat, dar în genul să fie server privat custom. Eu cred că ar crasha. Uite, de exemplu, gândește la modul ăla de grafică. Și după aia modul de mașini. Și după aia mai pune grappling hook și mai modifică câteva chestii. Da. Tu vezi ceva, eu aș vedea altceva pentru că n-am modurile tale. Ar fi un conflict. Deci cuiva o să-i crasheze. Ok, fiți atenți. Pentru data viitoare, lăsați-ne în comentarii challenge-uri și chestii de descoperit, da? De exemplu, știți un vapor care a răscuns nu știu unde. Spuneți-ne vaporul nu știu care și știm noi despre ce e vorba. Ce uite ce s-a întâmplat aici. Uite, autostrada s-a răsturnat. Oh my god, s-a răsturnat ăsta și poți să intri înăuntru? Ah, apoi. Ia, fii atent. Pardon. Mersi. You can do it. Intru cu... Mie încă nu mi-a arătat că a intrat. Am intrat cu T20-ul. Da, dacă intram. Da, te văd. Am băgat T20-ul înăuntru în mașină. Ia, împinge și tu mașina asta. Bă, da. Voi vedeți ce a făcut? Stai să fur asta. Voi vedeți T20-ul mașina lui? Da. Ia, dacă răstorni mașina... Răstorni mașina invers. Oh my god. Încearcă, Mihai, ce faci? Stai, mă împinge aiu. Încerc să mă poziționez să ți-l întorc, nu? Da. Dar pe partea asta, pe la cealaltă altă parte, da. Nu cred că mai merge să-l mai întorci și încerc. Ba... Da. Te mă ajută și aiu. A? E pisica, nu. Hai să lovim sincron pisica. Stai. Să mă poziționez. Hai. 1, 2, 3 și... Pige. Nu cred că merge din cauza că e greutate foarte mare pe jos, că am băgat mașina. Și e și pe partea cealaltă. Hai încă o dată, cred... Să bag eu pe dedesubt în timp ce împingeți ea. Da, și ce-ar fi tare să te bagi tu în... A, dar tu voi vedeți că mașina a intrat în... A mers. Ia uitați cum e murat T20. Gata. Ia uite, hoba! Ce se întâmplă? A luat o razna. A ieșit pe partea cealaltă T20. Nu pot să cred. Nu a ieșit, da. Măi, îl văd... La mine e pe partea cealaltă. Nu e mă, înăuntru mașina, e întoarsă pe capotă la mine. Eu îl văd pe partea cealaltă, ia mergi. Eu văd înăuntru. Pică. Hai, condu. Bă, e blocată mașina. S-a legat magnetul de... Nu pot să cred. Mamă, nu suportă alte mașini. Uite, acum e pe roți, putem să-l luăm. Să încerc să o bagi iară. Da, stai să mă... Unde parcăm? O să vedem ce mai facem data viitoare. Da. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă subscriptăm de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa!